Bine ați venit, dragii mei, la o nouă etalare. Mă numesc Agapia și voi face pentru dumneavoastră fațetele zilei de duminică 30 ianuarie. Toate cele bune în această zi, la mulți ani celor sărbătoriți, la mulți ani celor care aniversează o dată specială sau o reușită, vă felicit și vă doresc multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Apropo de dorințe, voi aprinde o lumânare pentru sănătate, pentru o dorință împlinită, pentru rezolvarea unei probleme sau găsirea unei soluții de care aveți dumneavoastră nevoie, dragii mei. Iată că aprindem această lumânare pentru ceea ce am povestit, da? Și voi trece efectiv la etalarea propriu-zisă. Voi extrage câte trei cărți din fiecare pachet. Primul, acest tarot Mucea, iată cum a scos cărțile și nu sunt trei, dragii mei, sunt mai mult de trei. Ceea ce mă duce cu gândul la a extrage și din restul pachetelor tot cinci cărți. Probabil că este o zi mai deosebită această zi de duminică, în afara faptului că este o zi de odihnă, o zi de a reflecta. Poate o parte dintre dumneavoastră chiar se roagă în această zi, fiind credincioși, și de aceea ar fi interesant, da, să extrag 5 mesaje, poate că vor fi importante pentru dumneavoastră. Puteți considera doar unul dintre ele și de ce nu pe toate, da, poate că fiecare dintre mesaje ar putea să vă ajute într-un fel sau altul. De asemenea, voi extrage și pentru planul financiar și al profesiei. O parte dintre dumneavoastră lucrează, alții poate aveți anumite activități acasă. Da? Pentru că eu aici aveam planul sentimental, planul sănătății și sufletesc, și din aceste cărți voi extrage predispozițiile pentru job, pentru finanțe, pentru planul material în general, da? Tot așa vor fi preluate aleator și interpretate. Și vom alege 5 cărți, deși de obicei v-am povestit că aleg numai 3, vom face această excepție pe care cărțile și-au dorit-o. Și să trecem la interpretare. Dragii mei, văd în primul rând un as de spade. Veți avea dreptate, dar să știți, asul ăsta de spade spune că ar trebui să aveți o empatie față de persoana dragă. Să vă gândiți dacă e important să aveți dreptate sau să aveți pace în relație, pentru că această dorință de a avea dreptate mereu poate să aducă o severitate în relație și o distanțare. Poate sunteți persoane din gemeni în balanță vărsător și că văd din nou 7 spade. Este o carte care vă sfătuiește să fiți atenți la propriile interese, pentru că este o zi care pe care și ar fi bine să ieșiți într-un anumit avantaj. Este ca și cum această carte spune că un vărsător, geamăn sau balanță, vrea să aibă dreptate, să fie neapărat un avantaj, da? Apoi, avem un 4 de cupe. Poate să fie o ofertă de dragoste, de care să nu fiți foarte încântați. Poate avea legătură cu racul, scorpionul sau persoana în pești. Cu acest 4 de cupe, înclin să cred că vine ceva bun din partea divinității, din partea vieții, cum vreți dumneavoastră să o numiți. Această carte, 4 de cupe, vorbește despre o cupă care vine ca sens bun, ca soluție, ca rezolvare. Pentru că, iată, erau 5 de monede care însemnau o situație financiară deosebit de dificilă sau o răceală în sentimente, o nevoie emoțională de a fi îmbrățișați, de a fi iubiți și sărutați. Deci văd aici o persoană care încearcă să aibă dreptate, încearcă să găsească o soluție, care practic să țină de propriul său interes.
autostima, această iubire de sine, aduce până la urmă relații foarte bune, păreți atrăgători în fața sexului opus, cum se spune. Apoi, cu acest 4 de cupe, este o ofertă de dragoste la care nu vă așteptați neapărat, pentru că probabil nu vine persoana pe care vă doriți. Este un mesaj care trebuie să aibă și o continuare sau un desnodământ. Vine, dar vine mai greu. Acest cavaler de monede arată faptul că este o persoană care analizează foarte mult, care nu este spontană. Poate că sunteți dumneavoastră din Taur, Fecioară, Capricorn, da? Pentru că văd influența monedelor, văd influența de Rac, Scorpion, Pești, de asemenea de Gemeni, Balanță, Vărsător. Și din câte văd aici, este o situație care pe care, însă să aveți răbdare, pentru că stabilitatea și siguranța în relație vor veni, dar puțin mai greu decât vă așteptați dumneavoastră. Haideți să vă citesc fațetele. Da, sunteți aici la momentul potrivit. Practic, posibil să aveți această stare, da, sufletească, al sănătății, că faceți ceea ce trebuie, că sunteți în momentul potrivit și atunci aveți mai multă energie, că faceți ceea ce trebuie. Pe verso avem următorul mesaj. Lucrarea pe care o faceți asupra dumneavoastră înșivă nu e un obiectiv, ci un proces de o viață și, practic, veți alege să vă bucurați de acest proces. E adevărat că sunt multe schimbări care au ajuns în viața dumneavoastră și, într-adevăr, că există această căutare a momentului potrivit. Următorul mesaj spune că sunteți în centrul păcii. Asta mă duce cu gândul că veți fi calmi, vă veți împăca cu cineva sau veți reuși să îi împăcați pe ceilalți. Am să fac o mică pauză, dragii mei, mă scuzați, ca să pot să deschid ușa la interfon și revin imediat cu filmarea. Îmi cer scuze că am făcut această întrerupere și că nu am editat filmul. Cum spuneam, cred că această zi de duminică, 30 ianuarie, va aduce împăcarea cu cineva. Vă veți simți efectiv în centrul acestei liniști sufletești, da? Este o carte care să vorbească despre starea sănătății bună, despre faptul că ați găsit poate tratamentul, că aveți un echilibru, da, fizic și emoțional. Pe verso avem următorul mesaj. Este bine pentru dumneavoastră să priviți în lăuntru dumneavoastră. De fiecare dată când vă cercetați mai în profunzime, să descoperiți în dumneavoastră înșivă comori nemaipomenit de minunate. Cred că vă veți îmbrățișa atât calitățile, cât și defectele, pentru că în felul acesta vă îmbrățișați, da, așa pe de-a întregul și veți integra tot ceea ce reprezentați. Al treilea mesaj, meritați doar binele din viața dumneavoastră. Cred că o parte dintre dumneavoastră aveți pisicuțe și simțiți în această zi de duminică 30 ianuarie această bucurie, să-i spunem. Avem așa, vă eliberați de fricile și limitările altor oameni și aveți propriile dumneavoastră gânduri iubitoare. Posibil să fie o atmosferă destul de frumoasă, fie că sunteți în compania animalelor de casă sau efectiv vă veți simți această, doamnele, vă veți simți, da, adevărate pisicuțe, da, veți fi mai iubitoare, mai calde, mai, sau dimpotrivă, da, veți fi poate mai arțăgoase, mai capricioase, exact cum sunt pisicuțele. Următoarea carte, sunteți propriul dumneavoastră sine unic și cartea spune așa, da, vorbește despre individualitate, despre faptul că sunteți diferiți față de ceilalți oameni și este un lucru minunat să vă arătați originalitatea ori de câte ori vi se cere această părere.
Fiecare este unic și diferit. Dacă am fi toți la fel ca ceilalți oameni, ar însemna că nu ne exprimăm individualitatea. Ceea ce mă duce cu gândul că veți face ceva prin care să vă dovediți unicitatea, că e o postare, că este exprimarea unei păreri. Văd în dumneavoastră această dorință de a vorbi despre faptul că sunteți deosebiți. Apoi avem mesajul, îmi binecuvântez familia cu iubire. Duminica este și o zi, cum spuneam, pentru credință, pentru rugăciune, dar și pentru masa de duminică, pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți această tradiție să stați la masa de duminică, da, împreună cu familia. Dacă doriți iubire și acceptare din partea familiei dumneavoastră, trebuie să aveți iubire și acceptare pentru ea. În general, este indicat să îi lăsăm pe oameni să se comporte așa cum sunt ei, să nu încercăm să-i schimbăm, ci tocmai să le respectăm unicitatea și originalitatea. Bun, dragii mei, iată că avem și cărțile. Da, și am tras eu doar 3 cărți și trebuie să extragem 5 cărți, dragii mei, și mă voi conforma imediat. Probabil că nu am fost atentă, da, și așa am procedat în cazul duminicii, pentru că din primul pachet au ieșit 5 cărți, așa este frumos să alegem și din al treilea pachet. Se referă la acțiuni, la finanțe, la profesie, da, și avem în primul rând asul de bâte, mi se pare excelent. Vă gândiți la o nouă idee, la un nou proiect, începeți o colaborare, poate un job nou, o parte dintre dumneavoastră. Asul de bâte vine cu energie din berbec leu săgetător, care vă ajută, da? Împreună cu ei poate aveți o conexiune specială. Poate se naște un copil în această zi. Cu siguranță se nasc mai mulți, dar chiar poate sunt familii sau sunt printre dumneavoastră persoane la care în familie se naște un copil astăzi sau urmează să rămână însărcinată o anumită persoană. Apoi aveți cartea Steaua, care vorbește despre vărsător, despre o veste bună pe care puteți o primiți, despre rezolvarea unei chestiuni, veți simți că vedeți o speranță, da, este cartea speranței pe care o văd aici, în legătură cu o firmă. Această regină de spade poate fi o instituție sau o autoritate. Poate să fie totuși și o persoană din gemeni balanță vărsător, dar este o persoană foarte obiectivă și a cărei expertiză este de apreciat, dar nu e foarte romantică această persoană posibil din gemeni balanță vărsător, dar simt că există loialitate, există o, cum să spun, o experiență frumoasă, da, profesională, poate, de ce nu. Și iată cum avem carul triumfal. Pot fi implicate și persoana în zodia racului. Carul triumfal chiar anunță o victorie, dar anunță și dorința dumneavoastră de a avea control, de a avea câștig de cauză întotdeauna și multă, multă determinare. Și nu în ultimul rând, avem o judecată care aduce fie o împăcare, fie un nou proiect, o renaștere, fie aduce câștigarea unui proces sau unei dispute pe care o puteți avea. Dar cum menționam, ca zodii și balanța, da, ar putea să fie. Deci balanțe, apoi ar putea să fie rac, reluând, gemeni balanță vărsător, vărsător din nou și berbec leu săgetător. Dragii mei, fațetele zilei de duminică 30 ianuarie mi se par destul de complexe. Sper că v-a plăcut și m-aș bucura să oferiți un like dacă v-a plăcut, să vă abonați pentru a vedea și alte filmări și bineînțeles că ați putea, da, să comentați în cazul în care rezonați cu ceea ce au prezentat cărțile. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă doresc toate cele bune, să fiți ocrotiți și ocrotitori, da, și să vă bucurați de o zi minunată. Numai bine, dragii mei. La revedere!